Iar eu, dacă vă spun că avem o emisiune de 10, să știți că se datorează și echipei și oamenilor din spatele camerelor de filmat, cum este și această minunată colegă, Irina Fodor, care astăzi sărbătorește, este ziua ei de naștere și am zis, oameni buni, să vă prezentăm și colegii din spatele camerelor de filmat, nu că pe aia n-ați știu, pentru că a mai fost, a mai filmat, ați mai văzut-o. Dragă Irina Fodor, la mulți ani! Mulțumesc din suflet! Nu te așteptai, nu? Nu, tocmai am plecat, m-a și bătut Greta pe jumătate de drum. Am vrut să văd, că la ochiul ăsta, nu? A zis, cum ai putut să pleci așa fără păi să da, și cum ai plecat? Unde pleca? E ziua ta! Am demontat păi un material. Păi nu vrei să schimb eu la mulți ani? Ba da! Exact! Ba, da, da, dacă știam că oferta e atât de generoasă, nu plecam o secundă, te rog. Ei, ascult. Oferta, crede-mă că e mult mai generoasă decât atât și eu la mulți ani. Și dansez. Hai zi, la mulți ani. Eu pot și mai mult hai de atât. Mulți ani. Nu, hai, nu, stai un pic. Fii atent, să-ți cânt la mulți ani și să dansez, e așa. Uite și așa. Vreau să o chemăm pe colega Ana, că am văzut eu niște mișcări la ea. Dansează, Vladislav s-a apucat de zumba. O să vedeți imediat, oameni buni, redacția a luat-o razna. Unul face zumba, unul gătește, e ceva senzațional. Dar până atunci ți-am zis că să dansez, să cânt, ar fi, uite așa, floare la ureche pentru mine, nu? Așa. Vreau să spun că azi e ziua ta. Da. La mulți ani. Este. Mulțumesc. Fii atentă. Dacă stai cu fața la cameră, o să vezi în monitor, nu? Așa, mă uit în monitor. Cum să facem? Nu e bine. Atunci stai cu fața la mine, da? Da. Adică vino mai încoace așa să te aranjez. Să te aranjez un pic. Da? Așa. Stai așa. Uite, aia e camera ta, da? O văd, da. Nu miști ochii. Nu faci nimic. Pentru că ți-am zis să cânt, să dansez, e ceva foarte simplu. Deci dacă mă sperii să îmi faci ceva, jur. Îți jur. Că niciodată nu mai vorbesc cu tine în viața. Deci dacă te sperii mele și asta? Jur. Da, e bine de știut asta. Doamna Daniela Condurache, de exemplu, se gâdilă foarte tare. Tu da, te gâdili? Da, eu nu, mă sperii. Te sperii? Eu zic că nici nu trebuie să te sperii și nici nu trebuie să fii panicată, dar mai vrut cineva să zică la mulți ani astăzi. E cineva aici. Uite-te în camera acolo, uite-te acolo. E aici care și-a venit special să zică la mulți ani. A, nu vreau să cred, e vita mea! De un taxi. Da, stai un pic, deci tu ți-ai luat taxiul singură? Ești foarte tare. Stai un pic aici. Astăzi este ziua mamei tale. La mulți ani. Cam așa stau lucrurile, Irina Fodor. Ne-am gândit să-ți facem o surpriză, să zicem la mulți ani. Iar Diana, cred că este unul dintre cei mai scumpi copii pe care eu i-am văzut. E foarte inteligentă, e prietena emisiunii și se mai iubește și cu David. Da. Vă mai iubiți? Da. Da? Da. Sigur? Sigur. Perfect. Îmi mai dai și tu câte un telefon din când în când, să vezi ce da, mai face. Da, dar eu așa n-am cartelă. Zi, așa n-ai se cartelă? Menții relațiile. Da, ai telefon fără cartelă? Da. Ce tare, mi se pare tare asta, telefon fără cartelă, foarte bine. Oricum, în viitor așa o să ca fie. Ca pe vremuri. În viitor o să fie fără cartelă, telefoane. E ziua mamei tale, vrei să-i spui la mulți ani, vrei să-i și cânti? Da. Și cum dar e, nu prea știu prea multe. Da, dar cum e mami? Zi-mi doar cum e mami. E drăguță. Uite, îl ajuți pe Măruță să-mi cânte la mulți ani? Nu, lasă că mai am eu cu cântatul ăsta la mulți ani. Am o înregistrare, de exemplu. O înregistrare? Da. Pe bune? Da, pe bune. O înregistrare pe bune, pentru că avem niște camere de filmat la tine în casă. Hai, lăsați prostiile. Ba nu. Nu, nici eu nu. Da, ia uite-te acolo la televizor. Da, dar nu sunt la mine acasă. Stai să vedem, uite-te acolo. Ea știe ceva. La mulți ani, suriara mea dragă. Vreau să îți reamintesc faptul că te iubesc enorm, enorm de tare și că îți mulțumesc că e surioara mea și nu te-ai schimbat niciodată. De-abia aștept să vin la București și să stăm împreună. Te iubesc enorm! Și eu iubesc! Ai început să plângi? Nu! Cum nu? Și eu iubesc! În primul rând, trebuie să-i spunem surorii tale, care este la fel de frumoasă și talentată ca și tine, să învețe mulțumesc să filmeze un pic, să-i vedem tot capul, da, că ai văzut doar jumătate din cap. Dar nu e nicio problemă. Așa este cool. Așa este cool. Da. Deci a venit generația aceea. Diana să-ți spună la mulți ani, fiica ta. Sora ta ți-a spus la mulți ani. Bă, dar eu pot mai mult de atât. Dar eu pot mai mult de atât, draga mea colegă. Cam ce? Cum cam ce? Cam da, păi, uite-te, ia uite-te un pic la televizor, ia. Ce? Păi, stai să vedem. Irina, îți doresc la mulți ani să fii sănătoasă, fericită, să știi că suntem tare mândri de tine și te iubim mult, mult de tot. La mulți ani. Mama, te iubesc.
Și ea plângea. Doamne, ești groaznic. Groaznic de frumos, vrei să zici. Da, da, ești groaznic. Și mama ta a vrut să zică la mulți ani. Mai rupt, gata, mă. Așa ceva, așa complot. Da, mă, normal, o echipă de 10 cu oameni de 10. Pentru că, să știi, complotul ăsta e făcut de întreaga echipă a emisiunii. Vă iubesc și mulțumesc și... tare mult. Sunteți cei mai minunați colegi. Chiar cum? Sunteți. Să ai un loc de muncă, așa mie mi se pare fericire. Perfect. La mulți ani, Irina Fodor, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Bărbatul tău am văzut că a postat pe Facebook și a zis că de 10 ani și totul e minunat. Totul e armonie. Răzvan Fodor, să-ți trăiască soția, să vă bucurați de familia voastră frumoasă. Plângi și tu, Andra? Plânge și colega noastră, Andra Matei, nu înțeleg de ce. Tu de ce plângi? De și eu am plâns la nunta ei, de ce e normal să plângă și păi da, da, am înțeles. Foarte frumos. Bă, uitați cum plânge. Oamne, sfinte. Deci ca să vedeți stai. Peggy, ce ai făcut? Te-ai împiedicat. Hai de Peggy și tu. Avem flori și de la Peggy pentru tine. Și Andra, colega mea. Uitați, oameni buni, ce echipă de oameni sensibili avem aici. Mai plânge, Andra? Bună. Perfect. La mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Fii atentă, uite-te la mine, știi că eu te iubesc foarte mult. Rotește tu masa asta, că e o masă magică. Mini, mai, nimo, biribiș, popici. Ia, deschide masa și ce găsești acolo e al tău tot. Păi nu, nu trebuie să ridici de ea, rotește de ea. Acolo e gol, e gol. Le iubesc! Bravo! La mulți ani! Mulțumesc! Și hai să spun ceva. Ce? Toate astea poți să le mănânci când vrei tu și cât vrei tu. Să nu exagerăm. Ascultă-mă pe mine, eu sunt prezentatorul. Dacă vrei, poți să stai aici să mănânci toată emisiunea. Ce zici? Da! E tare, a? Da! Perfect, așa fac și eu când primesc câte o țuică. Bravo, ne potrivim. Să știi perfect. Că te iubesc mult, ești foarte frumoasă, foarte cu minte. Și cu mare drag te așteptăm de fiecare dată aici. Nu știu. Te așteptăm. Mai e taxiul și vii tot aici, da? Da. Bine, te pupăm. Irina Fodor, la mulți ani, să-ți trăiască familia, să-ți trăiască soțul, mama, sora, Doamne, copilul și colegii. Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumim mult. Mulțumesc. Perfect, Doamne ajută. A fost un moment intern, redacțional. Poți să plângi cu colegele tale acum în spatele camerei de filmat, în voie. Foarte bine. Nu, numai o secundă, luați și șervețelele astea. Luați și șervețelele, sigur o să vă trebuiască. Am colege sensibile, ia Irinel. Sau te-ai șters cu bluza tu? Ia e colega noastră Irinel. Se plânge în echipă, oameni buni, se râde în echipă, asta e bine.